Doliu imens după ce cunoscutul actor și comediant, a murit în Vișaca Patnam, orașul său natal. Luarjun, supranumit Banii, s-a născut la data de 8 aprilie 1980. Tatăl său, Alu Vind, a fost un producător celebru, iar unchiul său, Shiran Givi, este unul dintre actorii de top din industria telugu. Alu și-a început cariera cu filmul Chirujalu și a continuat să apară în 50 de filme, printre care Veidi, Blade Babs, Kerinda și Napoleon. Din păcate, în urma sa rămân soția și cei doi fi. Actorul a câștigat recunoaștere pentru interpretările sale în filme precum Napoleon și Tolubo Malata. Accentul său unic și sincronizarea impecabilă cu personajele din benzile desenate l-au făcut preferatul fanilor. Ultima oară a apărut în filmul lui Rajendra Prasad, Anukoni Prayanam. De asemenea, a apărut într-un rol secundar în popularul serial TV Mavidaku. De menționat faptul că înainte de a intra în industria filmului, a jucat și pe scena unor teatre. Dumnezeu să-l odihnească în pace.